salut, sunt Alex. Tenis la minut. Ce ați zice să vorbim despre cum ridici tu mingile de jos? Da, ați auzit bine, lecție despre ridicatul mingilor de jos. Cum ridici o minge de jos? Vrei să te apleci să ridici mingile de jos, așa? Ah. Uite doar spatele! E bine, o să vă propun aici niște moduri super șmechere de a ridica mingile de tenis de jos, fără să te mai doară spatele. Să fii mai șmecher. În loc să le ridici cu mâna, să te apleci, să te doară spatele, te poți ridica într-un mod foarte simplu, foarte mișto. Cred că cel mai simplu mod să fii lejer atunci când le ridici de jos este acesta folosindu-te de picior. Strângi mingea între picior și rachetă, flexezi genunchiul, ridici piciorul, poți să folosești piciorul din exterior, piciorul de pe partea aia cu racheta sau chiar piciorul celălalt, astfel folosind interiorul piciorului, tot așa. Piciorul îl pui pe jos, lângă minge, cu racheta vii pe minge, strângi mingea de picior, ridici racheta și piciorul în același timp, flexând genunchiul și astfel ridicând mingea, după aceea poți să o lăsă și cadă, o bați și după aia o prinzi direct și pe exteriorul. Dar stai, mai e un mod super șmecher. Asta. Două modalități principale și chestia cu piciorul e un bonus, folosind interiorul piciorului opus rachetei sau piciorul de pe partea rachetei cu exteriorul și varianta care bate mingea. Trebuie să lovești mingea aproximativ cu punctul în care lovești și atunci când joci tenis. Punctul, zonă numită sweet spot. Punctul ideal, adică în centru și ușor spre vârful rachetei. Dar aici când ridicăm mingea de jos, putem să lovim chiar mai aproape de vârful rachetei. Pentru că observați că eu sunt aici, nu vreau să mă aplec, cum am zis, foarte mult. Ca să ajung aici, trebuie să mă aplec mai mult. Dacă sunt mai sus, voi folosi partea mai apropiată de vârful rachetei. Mie îmi place, am un reflex și în primul rând asta se face cu exercițiu, bineînțeles. Dai puțin din încheietura mâinii, dar nu foarte mult. E o chestie din, și din umăr puțin. Foarte, oricum, foarte puțin trebuie să faci și să lași spațiu mingii după ce ai lovit-o, ca ea să sară, ea să ricoșeze din pământ. Și aici sunt niște variante. Eu m-am obișnuit, dau una, două, trei. Primele două fiind foarte aproape de sol. Nu știu de ce, dar mi se pare puțin mai... Sunt Alex, tenis la minut. Numai bine!